Așadar, dragilor, continuăm lecția noastră și trebuie să spunem că trăiesc o stare de bine pe care nu o întâlnesc de fiecare dată, ci doar atunci când văd interes maxim din partea auditorului. De fapt, darea ca un spectacol, când actorul este influențat foarte tare de prezența din sală. Dacă vede pe cei din sală că se mișcă, urmăresc altceva sau discută între ei, actorul este complet, complet dezorientat, nu știe ce să facă. Chiar așa, eu am starea asta. Deci ca unui actor care aflându-se acolo și joacă rolul pe scenă și dacă sala este conectată total și îl urmărește și sala trăiește secvența aceea din piesă, el este stimulat la maxim. Dar dacă fiecare face altceva și orice, actorul se străduie să capteze interesul. Și trist? Și foarte trist. El e trist în sufletul lui și este ca și cum ar fi dat o notă sala în legătură cu ceea ce prezintă pe scenă. Și atunci el spune, uite că nu pot. Corect. Și din ce în ce spectacol mai prost este. Exact. Că starea lui de... Alo? Să răspunea. Poftim să răspunea sala de eu problema de matematică. Pentru ce clasă? De clasa a patra. Acum, da. Eu sunt într-o lecție de clasa a patra, sunt în direct la proful online TV, dacă ați fi acolo, m-ați și vedea. Dar acum, nu aveți posibilitatea asta. Uite cum facem. Dictați-mă la telefon. Eu sunt la tablă acum. Deci la tablă, lucrez la tablă cu fetițe de clasa a patra, întrerup lecția mea și vă rog să-mi dictați problema că vă fac pe loc. Încerc cu ajutorul Dumnezeu, încerc să fac de loc, vă dați. Cu ajutorul meu, desigur. Da, prof online înseamnă așa. Se tastează pe Google prof online. E foarte prost și nu reușesc să duceți, da? Bine, haideți. Alo? Deci prof online. Se intră în pagina mea, pagina aceea scrie așa, pe prima poziție video apicultură, mai jos video matematică, mai jos vedeți acolo Fundația Prof Online și un pic mai jos apare un televizor. Și dacă se dă click acolo, acolo scrie click aici. Chiar pe mijlocul televizorului, parcă să-i clic aici. Da. Și dacă se dă clic acolo, mă intrați și mă vedeți în direct acum. Stați de vorbă cu mine, mă vedeți la tablă, cum lucrez. Ai problemă? Da, dați problema acum ca să enunțați problema și să încercăm să o facem. Mama, tata, fiul și fica. Am împreună. Da. 184 de ani. Da. Deci au împreună 184 ani. Da. Au tot câte ani are fiecare și fiecare. Da. Mama are 5 ani mai puțin decât tata. Mama are cu 5 ani mai puțin tata decât tata. Minus 5. Adică mama e egal cu tata minus 5. Sau invers. Tata. Tata egal cu mama plus 5. Da? Mamei mai trebuie 5 ani ca să ajungă la vârsta tatălui. Da? Așa. Mama are 2 ori. Mama are de 2 ori vârsta fiului? Deci, de 2 ori plus 2. 2 fiul, da? Așa. Mama este egal cu de 2 ori fiul plus 2. Da. Bun. Ia, da.
fiica, are jumătate din vârsta mamei, adică mama, are de două ori vârsta fiicei. Am tradus. Mama are de două ori vârsta fiicei. Că a spus așa, Băicuț a spus că fiica are jumătate din vârsta mamei. Altfel tradus într-un alt... Mama are de două ori vârsta fiicei, da? Haide acum, măicuțe, urmăriți-mă cum gândim problema. Zicem așa, luăm pe un segment, un segment, măsurăm vârsta fiicei. Ea este cea mai mică. Da? O liniuță, un segment. Fiica, nu-i fiul cel mai mic? Fiica mi se pare mică la fiu. Fica e cea mai mică, domn profesor. Fiul e cu 2 ani mai mare decât fica. Ia uitați, am aici pe cineva care își sări la mine. Îmi spune că fica e cea mai mică pentru că fiul are cu 2 ani în plus. Corect. Se vede. Da? Se vede din reprezentare. Da? Deci, uitați, mi-a spus... Da? Sigur că da. De două ori vârsta fiicei, fiului plus 2 în plus. Față de fiică, unde mama are două ori vârsta fiicei. De aceea, printr-un segment, am reprezentat pe fiică. Cu F mic am notat-o. Fiica am notat-o cu F mic. Cu F, da? De la fiică. Da. Deci a tras o liniuță, un segment micuț, care, să zicem, reprezintă pe fiică. Pentru fiu, punem încă o dată segmentul și mai punem 2. Prelungim cu 2, așa, punctat. Da? Ca să fie vizibil că are aceeași lungime și a spus dedesubt, chiar sub fiică, a spus acum pe fiu, care înseamnă lungimea segmentului este cât a fiicei, plus 2. Bine? Așa. Da. Mama punem de două ori cât fiică. Deci pe mamă punem dedesubt două segmente de acestea. De ale fiicei. Da? Și punem în dreptul celui de-al treilea segment, care înseamnă două segmente de fiică, punem pe M. Mama este reprezentată prin F și încă o dată F. Da? Bun. Iar despre tată, punem cât mama, punem exact cât mama, adică două segmente, și mai prelungim încă cu 5. Mai prelungim pe tată cu încă 5. Așa, sărbuna. Da. În momentul de față, totul este ca într-o oglindă, totul este vizibil și reușiți să vedeți că aveți niște surplusuri. Un 2 și un 5 în plus, tăiem surplusul, deci din 184 de ani suma totală, scădem pe 5 cu 2 pe 7 și face 170 și cât? 77. Da? 177. E bine așa, da? Fiul este mama împărțit la 2. 177. Să vedem câte segmente avem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da? Hai să vedem dacă se împarte la 6. 177 nu se împarte la 6. Nu se împarte la 6? Nu se împarte la 6? Înseamnă că e o problemă dată greșită. Nu am înțeles numai. Asta ar însemna că fiul e doar mama împărțit la 2 minus 2. Deci fiul nu e egal. Fiica e cea mai mică. Fiica apare, așa cum mi-ați dat simțața. Mai citit odată. Deci mama are de două ori plus 2 ani vârsta fiului. A fiului. Da. Deci fiica e numai de două ori. Păi dacă spune că mama are de două ori vârsta fiului și... Deci, stați o secundă, să vedem încă o dată. Mi-a zis așa, că mama are de două ori vârsta fiului plus 2, da? Domn profesor, da. De două ori vârsta fiului. Atenție, de două ori vârsta fiului, aici avem o slăbiciune. Perfect, o să rămână, măicuță. Fiul e împărțit. Deci, atenție, că mama are de două ori vârsta fiului. Dar fiul o clipă... L-a spus cât mama, cât fiica. Nu.
fiul, am pus cât fiică și nu-i bine. Și nu-i bine. Da, atenție, atenție că e de două ori vârsta fiului plus 2 ani. Fiul e minus 2, domn profesor. De adică, ce? Practic, jumătate minus 2. Pentru că dacă noi ne-am gândit așa, dacă mama e egal cu 2, fiul plus 2, fiul este egal cu mama împărțit la 2, adică jumătate minus 2. Deci, adică fiul are dreptate, doamna, fiul e cel mai mic. Deci mama are de două ori fiul, de două ori fiul plus 2. 2. Deci fiul este egal cu mama împărțit la 2 minus 2. Și fiica este doar jumătate, dar fiul este jumătate, dar minus 2. Deci tu... Deci băiatul e mai mic. Băiatul e mai mic, da? Da. Băiatul este mai mic decât fiica cu 2 ani. Băiatul e mai mic decât fiica? Deci noi, practic, acolo trebuie să facem... O secundă. Așteaptă. Stai să văd. Zi-mi tu, ajută-mă, Daria. Deci, dacă eu am acolo... Ați făcut bine segmentele, numai că noi, dacă ne gândim așa, fiul ar fi mama, adică împărțirea 2, jumătate, dar minus 2. Nu plus 2. Deci, minus 2. Mai citim o dată. Deci, și atunci, încă o dată, mai puțin, citiți. Mama... De două ori, plus 2, de două ori, plus 2, vârsta fiului. Așa, de două ori, plus 2, vârsta fiului. Și atunci, din, ca să dau peste vârsta fiului, trebuie să scad pe 2, nu? Așa, la mamă. Tot același lucru este. Da. Nu știu, dar o să ne dea 189 împărțit la 6. Păi nu, nu algebră, noi trebuie să facem la nivelul clasei a patra și să fie prin segmente. Stați o secundă, măicuță, mai stăm un pic, trebuie aici citit cu foarte multă atenție. Deci nuanța mă interesează. Mama, citiți cu rar aici, mama are... De două ori, mama are... De două ori. Deci, vârsta fiului. E 2 ori f plus f plus 2. Deci 2. Deci este practic 3 f, 3 f. Pentru că spune de două ori plus 2 vârsta fiului. Adică 2 ori f plus f plus 2. Deci 2 pe lângă fiul plus 2. Deci de două ori. 2 ori fiul plus f plus 2. Mama mama are de două ori plus 2. De două ori plus 2. De două ori plus 2 vârsta fiului. Deci aici este nuanța pe care trebuie să o prindem noi. De două ori mama are de două ori plus 2. Adică 2 pe lângă 2 plus f? De două ori plus 2, de 2 ori plus 2 vârsta fiului. Nu e clar. De 2 ori. Mama are de 2 ori. Deci de 2 ori. Păi pentru ei trebuie să vedem aici nuanța cu segmentele astea ca să le prezentăm corect. Că altfel nu ne iese jocul și când se împărțim acum, surplusul ăsta nu-i corect reprezentat și nu se împarte la câte segmente am spus noi. Deci, atenție, mama are de două ori vârsta fiicei, odată, nu? Am așa relația asta, că e de două ori vârsta fiicei și pe de altă parte, mama are de două ori plus 2 vârsta fiului, nu? De două ori plus, de două ori plus 2 vârsta fiului? Da. Mama are de două ori plus 2. Domn profesor, iertați-mă, dar eu am făcut până acum 3 moduri mama și nu se poate, domn profesor. Mama plus 2 egal de două ori vârsta fiului? Da. Atenție, atenție, Daria, trebuie să gândim, să punem nuanța aici. Aici suntem. Deci, relația asta că mă egal cu 2F e bună și că mama are de două ori, de două ori plus 2 ani vârsta fiului, da? De două ori plus 2 ani vârsta fiului.
De două ori. Mi-a dat, domn profesor. Plus doi, vârsta fiului. Mi-a dat. Cu mama minus 2 egal de 2 vârsta fiului? Deci mi-a dat. Am făcut, deci până la urmă, eu m-am gândit că mama ar fi, deci 2 F plus F plus 2. Și atunci ar fi 3 F plus 2. Dar și pentru că spunea că de 2 ori plus 2 vârsta fiului, adică doi, de 2 ori vârsta fiului, plus fiul și plus 2 ani. Păi de două ori plus adică doi? Adică la asta m-am gândit, domn profesor, și după cum vedeți, mie mi-a dat. O secundă, dar trebuie să înțelegem, da, deci, să interpretăm bine. Deci, dacă puteți să mai citiți, să dați-vă frumos problema. Deci mama are de două ori plus doi... Plus doi vârsta fiului. Da. Adică, stați, eu m-am gândit că e așa, deci că mama... Da. Este egal cu... 2 plus 4 plus 2. Păi de 2 ori. Adică 2 ori plus 2 vârsta fiului. Păi da, așa, de 2 ori plus 2 vârsta fiului. Păi da, de 2 ori plus 2. Deci 2. De 2 ori plus 2 vârsta fiului. Eu cred că asta ar trebui, de 2 ori. Domn profesor, nu știu, așa m-am gândit. Fiul plus 2, fiul plus 2. Așa trebuie să vedem. De două de ori, doi pe lângă. Domn profesor, păi de asta nu le dădeam nouă. Deci asta, dacă asta, da, ok, spun și eu așa. A, deci așa doi. Este. Deci da, aici nu-i doi, e patru. De ce patru tu? Pentru că... Păi dacă e de două dacă ori... mama, dacă eu am mama egal cu doi, pe lângă F plus doi. Așa. Atunci ai mama egal cu doi F plus 4. Perfect! Că perfect. Se pune și ăsta cu ăsta, că doar e distributivitatea. Corect! Domn profesor, păi așa are și sens. Deci, mama e de două ori. Domn profesor, și pe lângă fiul plus 2. Cred că aici este nuanța. Haideți să vedem mai puțin așa. La mama, punem, am spus așa, fica cea mai mică. Mama ar fi fica... nu, fica, fiul ar fi cu 2 ani, nu, o secundă, fica am văzut-o noi cea mai mică, fiul, de ce am spus că e fica plus 2? De ce am zis noi că e fica plus 2? Nu-i bine. Domn profesor, asta e partea dumneavoastră, asta e partea mea, că eu deja am o rezolvare. Tu ai deja o rezolvare. Da, m-am gândit la altceva după, fix după ce mi-a zis. Zim tu, Daria. Cât trebuie să nu, că nu am rezolvat-o. Acum suntem la tavă aici, muncim amândoi. Te rog, Daria. Da. Așa. Deci fac mai întâi segmentul mamei. Stați că asta e unul. Da. Așa. Fac mai întâi segmentul mamei. Și mama... Că mare vreo doamne. Da. Mama, să spun, am și un segment așa. Așa e mama. Da. Bine. Tata. Tata. Nu mă deranjează cu nimic, tata. Tata e cu încă 5. Deci ai luat de bază pe mama. Interesant. Da. Ai luat-o pe mama. Așa. De bază și pe tata ai pus 5 ani în plus, da? Da. Fica. Fica. Da. Oricum, e fica. Da. E jumate. Nu jumate din mamă, spun, da? Da. Așa. Bun. Și fiul. Da. Am... asta. Așa. Deci a 4. Minus. 4. Deci, la fiu, îl vezi mai mic cu 4 ani față de fiică, da? Da. Așa. Da. Așa, și cât trebuie să-mi dea? 184, da? Așa. Așa. Și dacă noi ne uităm la această problemă, ce vedem? Că nu, aici o să ne dea 183, domn profesor. Și vă spun sigur. 184. 184 minus 5 plus 4 minus 5 plus 4, 4. Care de 183 vorbesc, de asta vorbesc. De ce? 5? Păi 184 minus 5 plus 4 183, da. Deci ea spune așa, că cei 5 ani și cu minus 4 care i-o luat din fică face un singur an ca diferență. Și atunci da. Din 183 scade pe 1, da. Atâta. Dacă e minus 4 plus 5, ai zis, da? Da, minus 5 plus 4, da, ce n-aș fi. Bun, înțeleg. Da, să vedem dacă se poate 183 la 6. 183 dacă se poate la 6. Că sunt 6 jumătăți, da. Da.
Nu. Nu se parte? Da, trei rezi. Nu se parte. Doamne profesor, știți, acum îmi vine în minte, dacă eu aș fi făcut aici minus 4 și aș fi făcut minus 9, oare mi-a dat ceva? Nu, dar nu jucăm așa cu minus 4, minus 9, nu ne jucăm. Da, știu că noi, oricum nu, deci, nu trebuie să ne Nu facem calcul algebric, deci, fără calcul algebric, trebuie să gândim problema fără calcul algebric. La metoda clasei a 4-a. Deci la nivelul clasei a 4-a înseamnă pe segmente, da. Metoda figurativă. Deci, hai să ne mai gândim, domn profesor, că orice problemă se poate rezolva cumva. Sigur că da, eu n-am spus că nu se poate rezolva. Așa, ne mai gândim, hai să ne gândim. Măicuță, hai să... Hai să încă problema, ca să scriu și eu. Nu, un pic, Daria, numai un pic, te rog. Haideți să vedem acolo, dacă merge cu varianta că mama e de 2 ori, 2 pe lângă F plus 2, înseamnă 2F plus 4. Plus 4, da? 2F plus 4. 2F mare. Și în condițiile astea, aș vrea să văd care e relația între mamă, între fiu și fiică. Pe mama, dacă o văd că de 2F mic... Păi mama e de 2F... Da, de 2. Deci aceeași jumătate, numai că unul e minus 4 și unul e doar jumătate, deci, adică e... fiul, fica, egal cât vârsta fiului, plus 1. Plus 1 după toată... plus 2, pardon. Cu 2 ani. Deci fica e mai mare cu 2 ani decât fiul. Cel mai mic, vârsta cea mai mică o are fiul. Fiul, da. Așa vă e și măicuțe? Nu cu doi, face între fiu și fiică? Nu așa, bă. Deci între fiu și fiică. Cât? Cu unu. De ce nu ne iese așa? Deci... Păi, de domn profesor, dacă eu mă gândesc... Așa, gata mai puțin. De ce? Interpretarea este în felul următor. Mama are de două ori vârsta fiului plus 2. Da? Plus 2. Și acum, dacă dau pe 2 în factor comun, vine 2 pe lângă F plus 1. Așa, 2 pe lângă... Așa, 2 pe lângă F plus 1. Și acum... Poftim, da, se poate face. Distributivitatea o au. Da? Deci în felul ăsta... Explicați-mi și mie. Uite-te, Daria. Tot aici a fost secretul, dar n-am fost atenți. Mama... are de două ori vârsta fiului și încă 2 ani. Și încă 2 ani. Și dacă scoatem pe 2 în factor comun, de aici, 2 ori 1 este aici, nu? M-am prins! Și 2 pe încă F plus 1, da? Da, și atunci e corect, domn profesor. Și atunci este perfect. O să avem așa, măicuți. Haideți să le prezentăm. Deci cea mai mică vârstă o are fiul. Fiul, da. Cu F, am pus, printr-un segment am pus prin F mare fiul, da? Printr-un segment, cât fiul și mărit cu 1, am pus pe fică. Da? Cu fică. Acum, mama are de două ori vârsta fiicei. Adică punem un segment ca a fiicei și încă un segment ca a fiicei. Dar de ce? Dar în fiecare segment de a fiicei se află fiul plus 1 și iar fiul plus 1. Deci, practic, 1 și cu 1 aș putea să-l duc la capăt și aș avea în momentul de față pentru mamă de două ori vârsta fiului plus 2. De două ori vârsta fiului plus 2, da? Și atunci tatăl... Iar tatăl are... Deci la mama plus... Tatăl are cât mama, adică... Plus 5, adică plus 7. Are... segmentul mamei. Segmentul mamei. Și cum acolo direct 7, domn profesor. Așa, segmentul mamei. Plus 5 și plus 2, 7. Plus 5 și plus 2, deci plus 7. Așa. Cu alte cuvinte, sunt câte segmente de F mare a fiului? Sunt 2 și încă 7. Da? Dar de ce, domn profesor, că nu sunt 6? 2, 4, 6. Sigur că da. Dar din tot, măicuțe, acum din tot numărul total, din 184, scădem un 1, un 2 și un 7. 1 și cu 2 fac 3 și cu 7, 10.
Da? Și face 174, da? Și acest 174... Parte și parte, domnul profesor. Trebuie să-l împărțim la cine? La? La 6. La 6. 174 împărțit la 6. Și face 54. Și face 9 ori 6, 54. Da? Deci, fiul, este egal cu 24 ani. Da. 29. Da, 29. Da, așa, 29. Fica are 30 ani. Da? Mama 60. Mama 60 ani. Și tatăl 65. Și tatăl are 65. Da, profesor. Ani. Mama este sigură. Îmi pare rău, n-am fost atenți aici. Am scris relația bună. Mama de două ori fica plus 2. Da? De două ori fica plus 2. Da, profesor, și trebuia văzut mama aici, scoatem un 2 în factor și să vedem relația între... Da, și rămâne fică plus 1, da? Iar sigur că da, sigur că da. Da. Exact. Și acum, din relația asta, vedem că fica este cea mai mică, să o reprezentăm dintr-un singur segment. Fiul este încă o dată... Fiul este cel mai mic, fica este cât fiul plus un an. Da? Mama este de două ori fiul plus 2 ani. Plus 2 ani de ce motiv? Că față de fică era cu un an. Și acel an, 1 și cu 1, îl punem la capăt. Și plus 2 ani, da? Ca să vedem segmentele egale. Deci la mamă punem două segmente de a fiului plus mărit un pic segmentul ăsta cu 2. Da? Iar la tată punem două segmente de a mamei plus 7, că avea 5 și cu cei 2 de mai în sus, 5 și cu 2 face 7. În cât? În reprezentare aveți așa. Un segment este fiul, care este cel mai mic, da? Un segment este pentru plus 1, fica plus 1, mama e două segmente de acestea plus 2, punctat plus 2, da? Iar la tată punem două segmente plus 7. Perfect. Domnul profesor. Și acum, din 184 am scăzut pe 10, nu ați văzut de 174, 174 se împarte la 6, de 29 și am prins. 29 este vârsta fiului, parcă, fica 30, mama 60 și tată 65. Domn profesor. Poftiți? Da. Deci din clasa a treia vorbesc. Din clasa a treia vorbesc de distributivitate. Distributivitatea mulțirii față de adunare. Deci e reciproc. Da? Pentru puțin, dar mi-a plăcut problema. Și îmi pare rău că n-am fost atenți aici la momentul când zice de două ori plus 2, de 2 ori și 2 ani. Acolo trebuia să vedem, scoatem pe 2 în factor și să ne dăm seama că diferența între fiu și fică este de un an. Asta era singura tipă. Da. Am și eu ceva pentru dumneavoastră. Da. Bine, ca să nu mă țin cu măicuță. Măicuța s-o duzim la telefon. Pentru puțin să rămână măicuță și când ne mai prindeți zilnic ne puteți prinde. De la ora 5 la 7 și jumătate suntem la clasa a 4-a cu transmisiune în direct. Dacă vă puneți internetul, da, de zilnic, de la, am spus, de la 5 jumate la 7, suntem aici la tablă și lucrăm. Anunțați și pe alții care se uite la programul care îi afișat, la clasa a 5-a am mai început, apoi a 4-a, a 7-a și până la 11-a. Da? Sărut mâna mea, și eu mă bucur tare mult, mi-a făcut o bucurie, o seară bun, frumoase, mi-a făcut. Sărut mâna. Am o problemă care recordul a fost de rezolvat în 30 de secunde. Da. E foarte scurtă și nu e problemă, mai mult o întrebare capcană. Da. Și dacă gata, reușești, cred că trebuie să încheiem. 2 minute, domn profesor. Să-ți băi,
13. Două minute. Avem. Puțin. Da. Așa, deci uitați cum sună problema mea. Dacă vă fiți de un profesor geniu. Gata, așa, să vedem să deci, facem și programul ăsta, că nu am ziua. O cratiță jumătate. Da. Da? Costă 1,50 lei. Da. Spun și așa. Da. Așa. Cât costă 9 cratițe și jumătate? 9 cratițe și jumătate. Of, deci o cratiță și jumătate costă? Nu, o cratiță jumătate. Nu-i nici un șir, nu-i nici un cun, nu-i nici un... O cratiță jumătate. Da. Costă 1,50 lei. Da. Cât costă 9 cratițe și jumătate? Asta e întrebarea mea, la asta îmi răspund. La asta am să-ți răspund. Deci, o cratiță jumătate, da. Adică jumătate de cratiță. Perfect! Nu? Jumătate de cratiță costă atât. Așa, știți cât le-a luat copiilor din clasă să înțeleagă asta? Da. Oh, deci, e vorba de atenția mărită, da, la enunți. Pentru, da, că nu poți să spui o cratiță și jumătate, adică o cratiță jumătate. Da. Te gândești, adică jumătate de cratiță. Sigur că da. Dacă costă 1,50 lei o cratiță, cât poate că se poate 3 lei? Deci 3 ori 9, 27. 27 și jumătate, adică 28 și 50 de bani. Așa. Eu am reușit să rezolv de foarte repede. Mi-a fost dată o prietenă. Da. Și am luat. Dar nu trebuie să facem și noi problema, că am lăsat-o în drum. Hai, te rog frumos, hai, deschidem. Of, ce păcat. Deci, pentru trebuie că să o finalizăm, că, na, am... Domn profesor, cum era până la urmă problema? La câte probleme frumoase am făcut azi, domn profesor. Da. A fost superbe. Haide să domn profesor, fără supărare. Dar dacă reușim, că acum nu v-am spus că nu. Poate că vă supărați, dar am trecut deja cu 20 de minute peste ora de a clasei așa. Da, de ce e pustul? Că e 7:15. 7:15, ne oprim aici, da. Facem mâine problema, profesor. Da, ne oprim aici. Ce am făcut noi repede ca să fie operație cu fracții, da? Mi-am dus prea mult în ora. Am avut problema asta, domnul profesor. De ce eu am venit aici și mă gândeam așa de timpuriu? Da, la și 20. La revedere, dragilor, pe curând! Mulțumim până la sâmbătă, nu uitați like și share!